Ghiceu. Și atunci ne-am propus ca de Dragobete, o sărbătoare a tinerilor prin excelență, să facem un spectacol concurs. Ce vrem noi să facem e mai degrabă un spectacol decât un concurs. Adică un moment în care folclorul însemnă nu doar costum popular, ci și cântec, dans, tradiții, tot ce înseamnă obiceiul, să devină subiectul unei discuții, subiectul unei amintiri, dacă vreți, pentru o oră, o oră jumătate. Mulțumim colegilor noștri de la Colegiul Național Dr. Ivan Meșoră, de la Colegiul Național Unirea, care au venit însoțiți de elevi din dumnealor. Mulțumim elevilor, suntem oricând bineveniți și sper ca parteneriatele noastre să continue. Noi suntem prieteni dintre noi, mai mult adică decât colegi, și nu suntem competitori și dorim ca spiritul ăsta să fie cel care guvernează ziua de astăzi. Mulțumim fetelor care au avut curajul să vină în fața voastră și să se supună unor probe, o să vedeți, destul de dificile unele dintre ele, și mulțumim tuturor cântăreților, dansatorilor, tuturor celor care și-au luat puțin din timpul lor ca să vină și să facă o sărbare frumoasă alături de noi. Avem aici invitați și colegi de la informatică și colegi de la Emil Bacoviță, care sunt în echipele folclorice pe care le veți vedea, și sperăm ca totul să vă placă. Ceea ce vă rugăm noi este să vă desprindeți acum de tehnologie, adică să închideți telefoanele mobile. Cei care sunteți aici, sper că sunteți cu tot sufletul lângă noi și că încurajați deopotrivă toate cele trei colegi. Ei sunt prietenii noștri și au venit în casa noastră și sunt oaspeții noștri dragi, pentru mare comportamentul nostru trebuie să fie adecvat. Pe concurentele vedeți, iar momentele folclorice să fie pregătite atunci când prezentatorii noștri le vor anunța. Sperăm ca totul să decurgă bine, să vă placă și a noastră Dragobetele, să vedem cine o să fie. Să ne rugăm! Diana, sunt de la Colegiul Național
Dragnește Acunea, iar vă spun numele Sfântul Hrean. Este a Colegii Naționale Andrei Șapunea și costumul meu este Timoarea Mureș. Numesc Capelare Maria și sunt elevă a Colegiului Național Dr. Ioan Meșelă. Costumul meu popular este din zona Rupea. Numesc Patricia Andreea și reprezint Colegiul Național Dr. Ioan Meșelă. Numele meu popular este din zona Mureș. Și reprezint Colegiul Dr. Ioan Meșoră. Costumul meu este din zona Ardeal-Mlădeni. Și reprezint Colegiul Național Unirea. Costumul meu este tradițional din Moldova. Reprezint Colegiul Național Unirea și costumul meu este din Moldova. Echipa de Ceanică, Pate Teodora, Pate Ana Maria și Diana Cristoțe.
la Colegiul Informatică și Tehnografie. Yeah.
Oh,
Academiei. 2. Cartea din Munția Cusei. 3. Cartea din Zona Brancului. 4. Cartea din Bucovina. 5. Casa din zona Deltei. 6. Casa din zona Maramureș. Și acum și obiectele. Primul obiect, Lidarul. 2. Locul B de Băun. 3. Coză. 4. Lada de Zeste. 5. Război. 6. Ștregar. 7. Bloc. 8. Suferică. 9. Zest. 10. Droiță. Și 11. Bun de luniță. Și acum proba a doua, constă în traducerea în limbaj standard a două scurte texte populare. Anda, că este aici să citim textele. Primul fetele pe care le vedeți la cei, au
o clasă la școala Balu din Săcelu. Mi-am purtat o 7-8 ani de zile. Cu ele n-am făcut în total decât vreo 100 și nu știu cât de cântece. Populare, colinde, muscă ușoară, folk, toate trei sunt chitariste foarte bune. Și am făcut tot ce am putut ca ele să rămână și cum le spuneam ieri, fetelor, cu dinții să țineți, cu dinții, noi românii trebuie să ținem cu dinții. Costumul nostru popular, care nu este egalat de nimic, de gândecile noastre populare, care nu sunt egalate de niciun fel de costum. Am folosit fără să vreau folclor, că nu spun că trăiază populară, da? Și mă bucur că inclusiv voștri profesori, iertați-mă când am spus domnul sau doamne profesoare, au făcut eforturi ca să continue munca pe care a făcut-o omul unic în țara noastră și poate în lume, domnul profesor Sorin Amar. Dragobetele este o fel de replică la Valentino, la Baden Dyer, da? Poate o să găsiți o replică și la Orche, poate o să găsiți o replică și la campionul antic, poate o să găsiți o replică și la nu mai știu ce alte expresii, că piața noastră limbă română, frumoasa noastră limbă română, e învârșită pe Domnul. Acum, dacă întrebăm, acum noi vom trăca patru piese din zona Artea de unde mintea mea este, ca să nu, chiar dacă vă trage inima să spate din parte, obicei nu este. Românul stă și ascultă. Eventual, la urmă, dacă o să fac la urmă, vă mulțumesc. Thank you.
elevilor din clasa 12-a C va prezenta două jocuri tradiționale, Brâul și Hațegană. Thank you.
echipe, dar auzise popa că se făcuse un război acolo și trebuia să ducă soldați la război, cătare, soldați, în altă țară străină. Dar el se duse la nașul lui, căci nașul lui era și notar. Birou. Mulțumim! Toate fetele au fost foarte frumoase și ne-au cântat. Echipa a treia a ieșit cea compusă din Teodora Mate, Ana Maria Pavel și Diana Crivțonenu. Echipa a doua este compusă din Diana Cușteagă, Andreea Panainte și Sabina Godri. Corecte, cele mai multe răspunsuri corecte le-a avut echipa compusă din Mădălina Carcea, Oana Florea și dacă faci
ploaie de Crăciun. Vă mulțumim tuturor și vă invităm la o vârstă de grup perfect. Poftiți-vă, nu?